Astăzi o să vorbim despre societățile secrete și membrii acestora, ale căror identități nu sunt niciodată dezvăluite publicului larg și care reprezintă un număr mic al persoanelor din societatea noastră. 8. Societatea Cadavru Aceasta este o organizație a studenților din cadrul Universității Washington și Lee din Lexington, Virginia. Se crede că membrii săi sunt în cea mai mare parte studenții mai vechi, cel mai probabil rezidenți medicali, atleți și diferiți membri ai fraternității. Însă nimeni nu știe cu siguranță pentru că cerințele pentru aderarea la Societatea Cadavru și structura organizatorică au permis păstrarea secretelor de când clubul a fost fondat în 1957. Simbolul acestei societăți este un craniu în interiorul literei C pe care le place să-l lase peste tot în urma lor. Zvonurile susțin că membrii clubului folosesc pasajele subterane atunci când vor să ajungă la întâlnirile ținute în secret. Intrări suspecte în aceste tuneluri sunt o ușă mică din interiorul librăriei din universitate, diverse uși blocate în interiorul laboratorului de știință, o poartă de întreținere și diverse guri de vizitare. Organizația donează sume mari de bani universității. În 1988 a oferit 150.000 de dolari pentru remodelarea clădirilor care adăpostesc fraternitatea. Societatea Cadavru a creat chiar și o bursă în 1997 care este acordată membrilor noi odată la 4 ani. De asemenea, membrii iau parte la activități mai puțin formale, cum ar fi plasarea simbolurilor reprezentative prin tot interiorul campusului sau alergatul pe holuri pentru a trezi pe toată lumea. Toate acestea în timp ce poartă robe negre și pălării ca să își țină identitatea secretă. Universitatea Washington și Lee este de asemenea casa unei alte organizații misterioase numite Societatea Sigma, care a fost fondată cu 4 ani înaintea societății Cadavru. Activitățile interne ale acestei societăți sunt de asemenea învăluite în secret, însă spre deosebire de celălalt club, membrii săi nu sunt anonimi. Nimeni nu știe cine sunt cu adevărat membrii societății cadavru, pe când în organizația Sigma toată lumea știe cine se află în societatea secretă, însă nu și activitățile membrilor săi. Voi pe care o preferați? Răspundeți-ne în comentarii! 7. Ordinul Internațional Saint Hubertus sau Aios această societate secretă a ținut prima pagina a ziarelor din 2016 datorită decesului lui Antonin Scalia, un judecător al Curții Supreme al Statelor Unite care și-a petrecut ultimele ore înconjurat de membrii organizației. Fondată în Austria în anul 1695, Aios a fost inițial o fraternitate a vânătorilor de elită a fost dizolvată în timpul celui de-al doilea război mondial și a reapărut după terminarea aceluiași război. În prezent, clubul este la nivel mondial. Se estimează că sunt 700 de membri, iar marea majoritate ar avea naționalitate americană. Aceștia sunt dedicați vânatului, pescuitului, îmbunătățirii habitatului faunei sălbatice și conservării unor specii de animale potrivit site-ului oficial al Ordinului. Membrii organizației susțin aceste cauze prin donații monetare și funciare. Indivizii din cadrul societății au participat de asemenea la diferite cauze onorabile de bună voie, cum ar fi protejarea elefanților de braconieri. Membrii societății Aioș se îmbracă cu robe verzi sau negre care au simbolul crucii alături de motoul în latină, care se traduce cinstindul pe Dumnezeu prin cinstirea creaturilor sale. Totuși, organizația nu are vreo apartenență religioasă, iar Marele Duce din Luxemburg este stăpânul Ordinului în prezent. În timp ce Ordinul în sine nu este un secret, apartenența este restricționată oamenilor de rând și se poate intra doar printr-o invitație primită din partea unor anumiți membri, iar ceea ce se întâmplă în timpul ședințelor Ordinului rămâne necunoscut publicului larg. 6. Societatea 7. Se spune că a fost fondată în 1905 la Universitatea din Virginia, Charlottesville, atunci când 8 studenți au aranjat să se întâlnească după stingere pentru un joc de cărți și au apărut numai 7. Însă nimeni nu știe cu adevărat dacă povestea este reală, cu excepția membrilor clubului. De fapt, sunt cunoscute foarte puține lucruri despre societatea 7 în general, în afara tendințelor filantropice și faptelor bune. Ca multe alte cluburi secrete, societatea 7 are o reputație în ceea ce privește generozitatea de care dă dovadă în cauzele susținute de universitatea cu care este asociată, făcând foarte des donații bănești cu foarte multe zerouri. Identitățile membrilor acestei societăți secrete sunt dezvăluite după moartea lor, atunci când clubul așează o coroană de magnolii negre aranjate în forma numărului 7 pe sicriu. În memoria celui decedat, universitatea bate clopotele donate din partea societății într-un ritm anume. Intensitatea bătăilor crește odată la 7 secunde pe 7 acorduri stridente în minutul 7 al orei decesului pentru 7 minute. Cei care vor să comunice cu societatea 7 pot face acest lucru lăsând un bilet la baza statuii lui Thomas Jefferson din fața rotondei universității. Simbolul misterios al clubului 7 este de asemenea desenat în fața rotondei, deci dacă ajungi acolo și vrei să comunici cu membrii societății, vei ști de unde să începi. Organizația se adresează foarte rar publicului. În 2012 a apărut pe prima pagină a ziarelor afișând bannere în jurul campusului care aminteau studenților să fie buni unii cu alții în urma unor incidente și crime locale. 5. Opus Dei Josemaria Escriva, un preot catolic spaniol care a devenit în cele din urmă un sfânt, a fondat Opus Dei în 1928. La baza credinței sale, el credea că oricine poate adera la credința lui Dumnezeu, iar gândurile bune pot fi integrate în viața de zi cu zi a fiecarei persoane din lume. Destul de frumos, dar pe cât de pozitiv pare și în ciuda afirmației grupului că nu sunt o societate secretă, membrii săi sunt totuși incredibil de secretoși și au fost criticați pentru faptul că folosesc termeni vagi atunci când fac referire la activitățile interne ale grupului. Până când Opus Dei a fost aprobată ca parte a bisericii catolice în 1950, organizația era deja comparată cu francmasoneria și nu într-un mod bun. De asemenea, părintele scriva a fost pus sub cercetare pentru relația strânsă cu dictatorul fascist Francisco Franco. Fostul prim-ministru al Spaniei a inclus mai mulți membri ai organizației în instituirea reforme economice din acea perioadă, astfel mulți au crezut că Opus Dei are ambiții politice și influențe puternice în guvern. Mulți dintre intelectualii care aparțineau acestei organizații au înființat școli și universități în jurul lumii, cum ar fi Universitatea din Navara, Spania, sau Universitatea Pontificală a Sfintei Cruci din Roma, cu ajutorul Guvernului și Vaticanului. După cum probabil știți, Opus Day a fost prezentată și în cartea și filmul Codului Da Vinci ca organizație susținătoare a autovătămării religioase, ceea ce a adus mai multă controversă și publicitate negativă asupra organizației. Ce este adevărat și ce nu este o temă care trebuie cu siguranță dezbătută atunci când vine vorba de Opus Day, datorită influenței puternice pe care o are. Membrii săi sunt necunoscuți publicului larg și de aceea oamenii o consideră o societate secretă. Acestora le este permis să se arate doar dacă un superior le spune să facă acest lucru, iar un procent de 25% din membrii trăiesc în comunități închise și au foarte puțin contact cu lumea exterioară. Unii critici pretind că alăturarea la o astfel de enclavă este ca și cum ai intra în hotelul California, te poți caza, dar nu poți pleca de bunăvoie. 4. Cavalerii Pitias un angajat al guvernului pe nume Justus E. Radbone a format Cavalerii Pityas în 1864 în Washington DC pe parcursul războiului civil. A fost prima organizație fraternă condusă de un act al Congresului. Emblema cavalerilor conține literele FCB care înseamnă frăție, caritate, bunăvoință, iar motoul lor este să vorbim adevărul și să ne aducem beneficii reciproc foști președinți ai Statelor Unite Americane, William McKinley, Warren Hardy și Franklin Roosevelt au fost membri cunoscuți ai acestei fraternități, la fel și Nelson Rockefeller și Louis Armstrong. În prezent, cavalerii PITIA sunt partenerii organizației Boy Scouts of America, susțin societatea americană de cancer și se concentrează pe ajutarea copiilor defavorizați și oamenilor vârstnici. Multe dintre conacurile foștilor membri PTAS sunt sub registrul național al locurilor istorice din statele unite sau au titlul de parc național. Organizația are totuși o transparență limitată. Nu există niciun registru central al membrilor decedați și activitățile interne sunt ținute de asemenea în mare secret. 3. Skull and bones, cranii și oase. Bineînțeles că este pe lista noastră. Fondată în 1832, societatea secretă este formată din studenții din cadrul Universității Yale din New Haven, Connecticut. Este de asemenea cunoscută ca și Ordinul, Ordinul 322 și Frăția Morții. Cranii și oase poate fi considerat cel mai bine păstrat, însă totodată cel mai rău secret de la Universitatea Yale. Autorul Alex Nowicki a scris într-un articol educativ, în timp ce toată lumea știe despre existența sa, nimeni nu știe cu adevărat despre ea. Însă același lucru poate fi spus despre toate societățile până la urmă. Societatea secretă Cranii și Oase este un subiect popular pentru conspiraționiști, fiind cunoscut faptul că are numeroși presupuși membri în cultura pop, că redactează diferite cărți și creează filme despre acest gen muzical. Cine știe ce zvonuri sunt adevărate și care nu? Unele teorii conspiraționale afirmă că CIA a creat cranii și oase ca pe un traseu pe care trebuie să-l parcurgă studenții de la Yale înainte să fie recrutați, dar cel mai probabil aceste informații nu sunt adevărate. Sau sunt? Însă, în cele din urmă, societatea secretă este învăluită în mister. Sediul grupului este o structură fără geamuri numită mormântul, iar singurul lucru cunoscut este că membrii societății se întâlnesc acolo în fiecare joi și duminică. Noii membri ai societății secrete cranii și oase sunt recrutați în fiecare primăvară, în timpul perioadei cunoscute sub numele de Tap Day. Numărul maxim de persoane noi recrutate este de 15 bărbați și 15 femei. Societatea deține și administrează de asemenea o insulă privată numită insula Căprioarei, iar atunci când vine vorba de activitățile sale, a zghicit. Este la fel ca în cazul celorlalte organizații secrete. Nimeni nu știe care sunt acestea cu adevărat, cu excepția membrilor săi. Membrii notabili ai societății sunt fostul președinte american George W. Bush, tatăl său George Herbert Bush, la fel și bunicul său Prescott Bush senatori, judecătorii Curții Supreme, diversi președinți și William Howard Taft, care a fost al 27-lea președinte al Americii, cât și șeful Curții Supreme de Justiție. 2. Ordinul Ermetic al Zorilor Aurii Primul templu al acestei societăți oculte a fost stabilit în Londra în anul 1888. Cei trei membri fondatori erau foști membri ai francmasoneriei și membri ai societății rosicruciane, care au fost fascinați de activități precum magia, alchimia și astronomia. Scopul lor a fost unificarea tuturor religiilor existente sub un set de credințe foarte similare practicilor oculte caracteristice religiei neopăgâne Wicca. De fapt, Zoria Uri a fost una dintre cele mai influente societăți oculte din secolul 20. Filozofia sa a fost întemeiată mai degrabă pe credințe supernaturale decât pe scopuri religioase și a fost foarte diferită de convingerile francmasonilor și rusi cricianilor, cu toate că membrii fondatori sunt originari de acolo. Spre deosebire de multe alte societăți secrete, în special cele din trecutul îndepărtat, Zoria Uri permite ca membrii săi să fie formați atât din femei cât și din bărbați. Această organizație bizară are mulți membri cunoscuți, cum ar fi poetul William Butler East, care a scris cartea Dracula, și Arthur Conan Doyle, autorul romanelor Sherlock Holmes. Se spune că unul dintre fondatori a părăsit gruparea în 1896, după ce colegii săi Frank Masoni au descoperit amprenta sa la Ordinul Ermetic și l-au anihilat pe loc, iar un alt membru fondator a demisionat în 1901, probabil de teamă. Ordinul Hermetic al Zorilor Aurii își trăgea puterea și prestigiul de la membrii fondatori, iar în timp ce tehnic încă există sub forma unui club de autoajutorare cu nuanțe oculte, nu a fost restaurat niciodată la forma sa glorioasă din trecut. 1. Grupul Bilderberg a fost organizat în 1952 și numit astfel după hotelul în care a avut loc prima lor întâlnire secretă în 1954. Este o adunare anuală a aproximativ 130 de personalități publice înstărite și puternice și a fost creată cu scopul expres de a determina cine este cine în topul celor mai importante guverne și sectoare financiare în timpul unei singure ședințe. Întâlnirile sunt departe de a fi secrete. Unele personalități publice care au luat parte la evenimentul din acest an au fost Henry Kissinger, Jared Kushner, secretarul de stat al Americii Mike Pompeo și Mark Carney, guvernatorul Băncii Angliei. Există și un website oficial dedicat întâlnirii Bildenberg, însă, într-un mod ciudat, nu toți membrii au fost pe lista participanților din anul 2019 grupul Bilderberg a fost înființat de un șef CIA, un prinț al Olandei, un președinte al companiei anglo-olandeze, un Iliver și un fost prim-ministru al Belgiei. Scopul original a fost de a lupta împotriva sentimentelor de ură anti-americane din Europa de vest. Prima întâlnire a avut atât de mult succes încât a devenit un eveniment anual ținut în locații diferite în fiecare an. Nesurprinzător, evenimentul a atras numeroase teorii conspiraționale cu privire la faptul că societatea secretă are legături cu noua ordine mondială și dominația globală a elitelor lumii. Este adevărat că locurile întâlnirilor secrete sunt păzite cu mare atenție, însă așa este orice loc din lume unde se întâlnesc personalități publice. Pe lângă securitatea de top mai există o înțelegere nescrisă care îi obligă pe participanții întâlnirii să păstreze discreția și să nu divulge informații discutate în timpul ședinței. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!